Meteorologii trag un semnal de alarmă. Ne așteaptă zile fierbinți în care indicele de confort termic va depăși pragul critic de 80 de unități. În regiunile de câmpie, în zilele următoare, indicele de confort termic va depăși pragul de 80 de unități. De vineri pot să vă spun că vremea se mai răcorește un picuț, dar va rămâne caldă pentru această perioadă. În orașele mari din județ, autoritățile susțin că sunt pregătite să facă față caniculei. În Timișoara și Lugoj de miercuri vor fi deschise puncte de prim ajutor. Mai precis, în orașul de pe Vega vorbim despre 3 astfel de puncte. Unul în incinta Operei, unul în clădirea Poștei și unul în piața 700. Aici medicii vor oferi prima asistență medicală victimelor caniculei. Punctele de prim ajutor sunt deschise între orele 11 și 17, adică exact intervalul orar în care medicii interzic expunerea la soare. Și în secția de primiri urgențe, medicii sunt pe poziții pentru că multe dintre persoanele care stau prea mult la soare ajung să aibă nevoie de îngrijiri. Și asta nu e de mirare, sunt de părere specialiștii, care sfătuiesc limitarea plimbărilor prin soare după ora 11. Timișorenii știu teoria, dar se pare că îi lasă pe alții să o aplice. Cu cremă și cu ochelarii de soare. Și totuși la ora asta medicii nu spun că este foarte indicat. Mai mergem și mai facem câte o baie. Copiii sunt sub umbrele. Mai stăm și pe la umbră, cu cremă solară, cu factor de protecție mare. Nu. Cu multă apă. Și crezi că e indicat să stai la ora?